Salutare tuturor! Bine ați venit și revenit la canalul meu. Haideți să vedem dacă este cineva pe aici. Aștept primele comentarii să vedem cine este aici, dacă va suna clopoțelul sau nu. Și astăzi mă țin de promisiune, cum v-am spus înainte, astăzi vom vorbi despre un subiect destul de frumos, zic eu, din partea mea. Rămâne să decideți și voi prin comentarii, bineînțeles. Vorbind de comentarii, chiar vreau să vă mulțumesc. Așa frumoase mesaje îmi dați că nu-mi vine să cred. Mai sunt și răutăcioase, dar nu contează. Cele frumoase sunt prea frumoase ca așa repede le închid pe cele urâte de nu vă pot spune. Și vreau să vă mulțumesc încă o dată. Deci trecem la subiectul zilei. Ce ziceți? Cum dau femeile bani dacă ele nu muncesc? Haideți să vedem cum dau ele bani. Femeile care stau acasă. Știți că, na, era pe timpuri odată de mult când femeile chiar nu munceau și erau numai ținute în casă și atunci femeile au inventat ele, că femeile sunt deștepte oriunde ar fi ele în lume, zic eu, nu numai turcoaicele, dar turcoaicele sunt foarte puternice, zic eu, le admir, nu le laud, să știți. Au inventat ele o soluție de a strânge bani. Și această soluție care este? Care este o soluție care și în ziua de astăzi deja este așa ca o fel de datină. Deci absolut toată lumea face asta, bogat, sărac, toată lumea face aceeași chestie în ziua de astăzi. Și inclusiv eu, chiar dacă mi s-a părut o tâmpenie la început, chiar dacă ziceam că n-are niciun rost, n-are niciun sens, nu știu ce, dar chiar are, chiar este ceva frumos. Deci, ce fac ele, femeile? Au făcut ele așa o zi între ele, da? S-au gândit, haideți ce să facem noi să strângem niște bănuți acolo, că pe timpul soții nu le dădeau bani ca în ziua de astăzi sau na. Și ele trebuia să, pentru că sunt niște luptătoare, trebuia să aibă banul lor, să devină independente, da? Și s-au gândit, haideți să facem o zi a banului. Cum e? Ce înseamnă asta? Paraghiunul, se zice în turcește, dar în românește, da, o zi a banului. Este ceva cam ciudat. Încă nu am găsit traducerea bună, nu știu cum să traduc ca lumea. Un exemplu, după mine, da? Să zicem. Astăzi ne întâlnim cu toate la Maria. Maria ne pregătește acolo câte ceva, pentru că în ziua de astăzi se face cu distracție. Înainte era doar se strângeau bani. În ziua de astăzi se face cu mâncare, cu petrecere și se strâng și banii sau aurul ce se pune în ziua de astăzi, da? Dar, dacă vorbim de la început, haideți să ne strângem la Maria. Cât am putut eu pune deoparte din ce mi-a dat soțul meu? 5 lei, să zicem, am pus deoparte. Da, ne ducem la Maria, îi dau ăștia 5 lei lui Maria. Cealaltă tot așa și să zicem că 10 persoane îi dă câte 5 lei Marie. Maria dintr-o dată a făcut 50 de lei, da? Și după aia tot așa, săptămânal, ne strângem la cutare, cutare, cutare. Și tot așa strângem noi bănuții. Și bănuții care mi-au venit mie, 50 de lei, mi-i pun deoparte, soțul nu știe de ei. Și uite așa eu strâng bani. Și tot facem, tot facem, tot facem asta până mi-am strâns o sumă. Și asta a fost o datină, da, pentru femeile sărace care nu puteau să aibă și ele un bănuț deoparte, da? Ei, în ziua de astăzi vreau să zic, cu toate că se vede că toate femeile stau acasă, nu fac nimic, nu știu ce. Nu este așa treaba de fapt. Toate femeile în ziua de astăzi, fie bogate, fie sărace, fac această zi. Deja s-a pus numele acestei zile, ziua aurului. Deja se intră pe bănuți de aur. Mai sunt persoane, da, care încă pe bani, dar foarte multe, din preajma mea, cel puțin pot spune, să intră pe bănuți de aur o dată pe lună, da? Și dăm, Maria, 5-10 bănuții vin Mariei și mi-i pun deoparte, da, și sunt bănuții mei de aur. Și între timp, multe femei, tot stând acasă și făcând această zi și strângându-se la un loc, s-au gândit ele, hai ce să facem? Și au început să facă lucruri de mână. Ele fac lucruri de mână care, nu știu, este foarte cerut în Turcia, da, lucruri de mână. Brățărele, lănțișoare, ce să zic, papuci, orice vă vine în minte, da, ciorapi și croșetații, vestuțe croșetate, orice vă vine în minte, multe femei fac asta acasă și vreau să zic că și românce fac și vând, da? Și româncele vreau să zic că sunt băgate în această zi. Și ele fac tot pe sistem turcesc, adică eu sunt tot în sistem turcesc, cu toate că mi s-a părut, v-am zis la început, tot în penii, adică
așa ceva, îmi pun eu banul meu deoparte și oricum am bani deoparte și nu știu, dar nu, este altceva. Este și cu distracție, este și cu folos, știți? Și este ceva frumos, da, și chiar și româncele din Turcia, am văzut că foarte multe fac chestia asta. Așa, și vreau să vă zic că în ziua de astăzi nu se mai face pe ascuns. Dacă la început, da, se făcea pe ascuns ca o femeie să strângă bănuți, să fie puțin independentă, în ziua de astăzi să știți că multe femei își bagă și bărbatul ca să se strângă mai mulți bani. Bine că bărbatul nu vine în acea zi cu femeile la un loc să mănânce, să bea și așa mai departe, dar se strâng mai mulți bani. Deci intră femeia de două ori, cum ar veni, dă de două ori bani sau aur în ce intră, cu ce intră, depinde. Și se strâng mai mulți bani și chiar se strânge o sumă serioasă, vreau să vă zic, care este chiar de folos. Ori mergi în vacanță, ori plătești nu știu ce rată. Sunt persoane care intră înaintea căsătoriei, știi? Și își ia rochia de mireasă, face nuntă, chestii. Deci depinde pe cât intră și așa mai departe. Și cam atât a fost cum fac ele femeile bani, chiar dacă cum strâng ele bani, chiar dacă nu muncesc. Și am fost întrebată de o doamnă. Îmi pare rău că nu am mai găsit mesajul. Vreau să spun numele. Trebuia să notez mesajul. Dar mesajul a fost cam așa, din câte mi-aduc aminte. Era, doamna era curioasă dacă turcoaicele merg la curățenie în Turcia aici, la ele. Da, turcoaicele merg la curățenie, vreau să vă răspund, că tot este legat de turcoaice. Turcoaicele merg la curățenie, chiar vreau să zic că sora mea și Bona a avut o turcoaică și femeia la curățenie tot turcoaică. Înainte, da, erau foarte multe străine pentru că veneau mult mai ieftin decât turcoaicele la curățenie, dar de când s-a scumpit dolarul și euro, turcoaicele sunt la putere. Bine, bine că au ridicat și ele prețul maxim, dar cine își ia, își ia femeie la curățenie. Eu ultima dată am avut cât am fost gravidă. Bine că sunt foarte multe femei turcoaice care stau acasă, nu muncesc, dar au și femei la curățenie. Încă nu mă încadrez, curățenia mi-o fac singură, totul mi-o fac singură. Și cam atâta pe ziua de astăzi, dragi prieteni. Nu uitați să vă abonați, să dați like, să lăsați comentariile frumoase. De acum încolo am să încerc să le notez, la care se combină cu conținutul care îl fac, ca să nu mai sar. Mi-aș fi dorit să spun cine a lăsat mesajul, dar îmi pare rău că am ratat. Între timp a venit băiețelul meu frumos, e dor de mami, după cum vedeți mi-a schimbat locul de filmare, pentru că nu mai doarme după amiaza și am vrut să fac un video frumos, chiar dacă el este trezit. Salutare tuturor! Zi, mami, salut! Cam atât pe ziua de astăzi. Vă pup, ne revedem data viitoare și vă mulțumesc pentru susținere. Chiar mă susțineți foarte frumos. Nu știu, început frumos. Da, mai sunt și răutăcios, dar fără răutăcios nu se poate în lume, cred. Deci nu dăm importanță prea multă. Vă mulțumesc pentru susținere. Ne vedem data viitoare.